Unul dintre cei mai mari generali ai celui de-al doilea război mondial, George Patton, a fost o personalitate caracterizată îndeoseb de îndrăzneala cu care spunea tot ce avea pe suflet. Patton se distinge în primul război mondial ca tanchist în armata americană, ajungând la sfârșitul războiului la rang de capitan. Rămâne în armată pe parcursul perioadei interbelice, instruind tanchiști. La izbucnirea celui de-al doilea război mondial, deține deja rangul de colonel. Prima operațiune la care participă, în calitate de comandant, este invadarea Marocului și Algeriei de către aliați. Operațiunea este un succes. După lupte grele împotriva armatelor lui Rommel, trupele Axei sunt izgonite din Africa la 13 mai 1943. Prestația lui Patton este apreciată, fiindu-i dată comanda armatei 7 americană, care urma să participe la invadarea Siciliei. Consecințele? Patton este promovat și îi se dă comanda armatei a 3-a americană. Urmează eliberarea Franței, iar strategia generalului seamănă foarte mult cu Blitzkriegul german, fiind descris drept singurul general Blitz pe care îl avem. La mijlocul lui august 1944, Patton a pornit către granițele germane. Trupele sale au jucat un rol decisiv în înfrângerea contraofensivei germane din Ardeni. La începutul lui 1945, era clar că Germania nu mai putea rezista. Decizia lui Eisenhower de a nu ataca Berlinul îl înfurie pe Patton, care într-o scrisoare adresată acestuia numește această hotărâre drept o greșeală istorică. Patton a continuat că americanii nu ar trebui să ocupe doar Berlinul, ci să înainteze cât mai mult posibil spre est. În timp, întreaga lume va ajunge la concluzia lui. Dar atunci va fi prea târziu. Rușii deja înaintaseră prin Austria și se apropiau de Berlin, dinspre sud și est. În curând, vor avea control total asupra Europei de Est. Armata Roșie era de neoprit în misiunea sa de a cuceri cât mai mult din Europa, Stalin profitând la maxim de timiditatea lui Eisenhower. Așa cum nu poți sta alături de un șacal turbat, nici cu rușii nu poți face afaceri. Doar Churchill era pe aceeași linie cu Patton. Ambii credeau că în acest moment cea mai mare amenințare a lumii și a democrației era Uniunea Sovietică. Patton era un om cu principii și instincte puternice și în câteva săptămâni va împărtăși și presei potențialul pericol pe care îl reprezentau rușii. Churchill are un simț al istoriei. Din păcate, unii dintre conducătorii noștri sunt niște naivi care nu au nici cea mai vagă idee despre istoria Rusiei. Mă îndoiesc chiar că ei știu măcar că Rusia, acum mai puțin de 100 de ani, deținea Finlanda, sugea sângele din Polonia și folosea Siberia drept închisoare chiar pentru oamenii lor. Cum o fi rânjit Stalin la toate acele false conferințe? Un alt episod care l-a înfuriat pe Patton s-a petrecut odată cu invadarea Cehoslovaciei. Pe data de 4 mai, generalul primește acordul lui Eisenhower de a avansa pe teritoriul cehoslovac. În acel moment, Armata 3 era compusă din 18 divizii ce însumau peste jumătate de milion de oameni, o forță cu adevărat redutabilă. Armata 3 a măturat totul în calea ei, cucerind teritorii vaste și luând mii de germani prizonieri, care îi preferau pe americani în detrimentul rușilor. Pe 6 mai, Eisenhower îi ordonă lui Patton să nu mai avanseze. Deși reticent, generalul se supune. Totuși, anumite părți ale armatei 3 nu au primit ordinele. Astfel, la est de Pilsen a existat un conflict în momentul în care americanii și rușii s-au întâlnit, fiind aproape de izbucnirea unui nou război. Un război împotriva rușilor pe care Patton l-ar fi dorit foarte mult și pe care considera că l-ar fi câștigat în doar câteva săptămâni. Rușii au o infanterie extraordinară, dar la capitolul tancuri și blindate suntem superiori. Dar războiul se încheiase într-o notă tristă. Victoria fusese considerată drept o soluție la toate problemele. Dar, deși Germania capitulase, lumea era cât se poate de departe de a fi perfectă. În vacuumul politic creat în Europa post-război, conform lui Patton, englezii nu erau de încredere, francezii erau slăbiți, iar rușii foarte periculoși. Doar germanii, care îl impresionaseră în bătălii pe Patton, erau demni de a fi aliații americanilor în războiul inevitabil împotriva rușilor. Aliații trebuiau să uite excesul de nazism și să fie generoși în reconstruirea Germaniei. Dacă un om a făcut tot ce a putut, ce altceva îi mai poți cere? Consider că întotdeauna am dat tot ce am avut mai bun. Conștiința mi-e curată. Doar un naiv poate crede că nu va exista un război în viitor. Când subsecretarul de stat al Ministerului de Război, Robert Patterson, a vizitat armata a treia,
Patton a cerut insistent ca cel puțin 30% din trupele americane să rămână în Europa. Să ne ținem forțele intacte. Trebuie să avem cizmele lustruite, baionetele ascuțite și să prezentăm o imagine de forță și unitate acestor oameni, anume sovieticii. Asta este singura limbă pe care ei o înțeleg și o respectă. Dacă nu reușiți să faceți asta, atunci vă zic că am avut o victorie asupra germanilor, dar am pierdut războiul. Până și rivalul lui Patton, mareșalul Montgomery, a înțeles asta. Când a acceptat predarea soldaților germani, el a dat ordin ca toate armele Wehrmachtului să fie depozitate în așa fel încât să poată fi redistribuite cât mai rapid în caz că germanii și britanicii vor fi nevoiți să se apere împotriva înaintării sovietice. Dar Robert Patterson credea că generalul delira. El a sfătuit pe Eisenhower și pe președintele Harry Truman să continue să-i privească pe sovietici ca fiind binevoitori. În timp, bineînțeles, predicțiile lui Patton se vor adeveri, iar lumea va trebui să trăiască cu consecințele naivității Americii. Chiar dacă germanii au fost adversari, Patton admira disciplina armatei germane și etica muncii. Generalul nu a făcut din sentimentele lui față de ei un secret. Germanii sunt singurii oameni decenți care au mai rămas în Europa. Dacă ar fi să aleg între ei și ruși, îi prefer pe germani. Generalul dorea să înarmeze împotriva sovieticilor. Era un război care trebuia să înceapă înainte de căderea Berlinului. Nu era teamă să le țină piept, așa cum a și demonstrat-o pe 7 septembrie la o paradă în Berlin, care celebra încheierea războiului cu Japonia. Patton stătea lângă Zhukov. Cei doi aveau deja puțină istorie în spate, Zhukov fiind cel care a pus presiune pe Eisenhower ca să se asigure că Patton va preda Uniunii Sovietice toți prizonierii germani, despre care se credea că Patton îi ascunde în mod intenționat pentru a-i proteja. Zhukov era temut de ruși. În timpul războiului, el dăduse ordin ca orice rus care fuge de germani să fie împușcat, orice sat care a colaborat în orice fel cu germanii să fie ars din temelii. Dar Patton nu era impresionat. Într-o scrisoare adresată soției Beatrice, Patton îl descria comic pe mareșalul rus. Este mic de înălțime, cam gras și are o bărbie asemănătoare celei unei maimuțe, dar are ochi albaștri. În timp ce tancurile rusești defilau, Zhukov îi spunea cu aroganță lui Patton: "Dragă general Patton, vezi acel tank? Are un tun ce poate lovi la 7000 de distanță." Patton răspundea neimpresionat: "Chiar așa? Păi dragă mareșal Zhukov, îți voi explica în felul următor. Dacă vreunul dintre artileriștii mei se vor apropia mai mult de 600 de metri până vor deschide focul, îi voi trimite la curtea marțială pentru lașitate." Majorul Van Merle Smith va declara apoi că niciodată nu văzuse un comandant sovietic redus astfel la tăcere. Patton era total în dezacord cu politica americană. Un element foarte deranjant pentru el era acela că foștii soldați germani erau folosiți la muncă silnică în Rusia, Franța și în Marea Britanie. În opinia sa, acești oameni trebuiau folosiți pentru a-și reconstrui propria țară. Spitalele nu mai erau funcționale, sistemele de canalizare nu mai mergeau, drumurile și podurile fuseseră bombardate și milioane de foști prizonieri de război și oameni strămutați nu aveau adăpost și mâncare, iar iarna se apropia. O altă divergență de opinii pe care Patton a avut-o cu Eisenhower era următoarea. Eisenhower dorea ca fiecare german ce făcuse parte din Partidul Muncitoresc Național Socialist să fie exclus din viața administrativă, să li se elimine orice șansă de a ocupa posturi cu responsabilități și, bineînțeles, argumenta necesitatea unei pedepse severe. Doar atunci victoria ar fi ajuns în etapa finală. Patton, bineînțeles, avea o altă părere. Din punctul lui de vedere, nu era corect să elimini germani foarte competenți doar din acest motiv, iar acest lucru, cu siguranță, ar fi dus la un colaps al productivității, atât de necesară în acest moment, și la o lipsă severă de alimente, căldură și condiții decente pentru femei, copii și alți oameni inocenți. The Times a profitat de această ocazie și l-a interpretat astfel: "Problema nazistă este la fel ca o bătălie electorală între republicani și democrați." Comentariile din presă l-au deranjat vizibil pe Eisenhower, care a afirmat că Patton a fost citat greșit. Se va organiza o nouă conferință de presă, iar lucrurile vor fi corectate. Patton a acceptat și, deși avea un discurs pregătit în prealabil, bineînțeles s-a îndepărtat de la subiect, afirmând: "O mare parte din antreprenorii germani au dat partidului nazist ce era nevoie pentru a-și păstra activitățile." Asta a fost tot.
a le refuza dreptul la muncă din acest motiv, ar regresa recuperarea economică a Bavariei. Există o influență semită în presă. Am impresia că se dorește încurajarea comunismului în locul reconstruirii Germaniei, doar ca Rusia să aibă un stat tampon. Eisenhower a fost consternat. L-a convocat pe Patton și l-a transferat la conducerea armatei 15, o armată mai mult pe hârtie. Odată cu încheierea celui de-al doilea război mondial, nu mai era nevoie de un om care crede că e dreptul lui din naștere de a vorbi ce gândește, mai ales când afirmațiile lui duc la tensiuni internaționale. Războiul spionajului în Germania, între Rusia și Statele Unite, începea să capete amploare. Însă Bill Donovan, șeful biroului de servicii strategice, prescurtat OSS, nu ia măsuri pentru a stopa influența rusă. Încă din vara lui 1944, Donovan fusese informat de biroul său de securitate că 47 de agenți OSS sunt ori comuniști, ori simpatizanți ruși. Donovan știa că Stalin începuse să planteze spioni încă din 1942. Dar ce nu știa acesta era faptul că Duncan Lee, secretarul executiv și omul care știa toate secretele, este un trădător. Lee lucra pentru NKVD ca un agent dublu și oferea sovieticilor informații prețioase, cum ar fi data zilei debarcării în Normandia sau locația exactă din Tennessee unde se desfășura cercetarea atomică. Faptul că rușii au folosit un om atât de important pentru ei doar ca să strângă informații despre Patton demonstrează clar cât de mult își doreau să-l reducă la tăcere. În mai 1945, Donovan obține informații șocante despre Patton. Stefan Skubik, un agent special din unitatea americană a contraspionajului, care vorbea fluent ucrainiana, s-a întâlnit pe 16 mai 1945 cu liderul naționalist ucrainian Stepan Bandera, care în viitor îi va ajuta pe americani și britanici să spioneze pe ruși. Bandera i-a spus lui Skubik că înaltul comandament sovietic a primit ordin de la Stalin să-l asasineze pe generalul Patton. Motivele lui Stalin erau simple. Patton a sfidat autoritatea rusă când a invadat Cehoslovacia. Dar Donovan, în loc să fie șocat de informațiile lui Skubik, ordonă arestarea lui Stepan Bandera, iar acesta urma să fie înapoiat rușilor, astfel reducându-l la tăcere pe cel care atenționase despre pericolul asupra vieții lui Patton. Dar ancheta nu luase sfârșit pentru Skubik. În mijlocul verii, acesta intervievează încă un ucrainean, generalul Pavlo Shandruk, care luptase alături de germani, iar acum încerca în mod disperat să evite trimiterea în Rusia. Astfel, el oferă americanilor câteva informații importante, sperând că va fi lăsat să rămână în zona americană. Vă rog să-i spuneți generalului Patton să fie în gardă. Se află în capul listei NKVD-ului. Skubik îl previne pe Donovan din nou, dar acesta nu ia în considerare avertismentul, zicând că este doar o formă de provocare. Patton nu era pe placul multor oameni din politica americană. El avea multe calități, însă diplomația nu era una dintre ele. Acesta s-a aflat într-un dezacord chiar și cu președintele Truman, în legătură cu peste 20.000 de prizonieri de război americani lăsați în mâinile rușilor. Ca un om militar și nu unul politic, Patton era hotărât să facă orice pentru eliberarea acestor oameni, chiar să pornească un război. Dar totodată știa că motivele lui Truman erau ca rușii să intre în lupta împotriva japonezilor, iar apoi, după terminarea războiului, să se alăture unei noi organizații, Națiunile Unite, pentru a putea menține pacea mondială. Dar rușii au blocat accesul americanilor și englezilor la mulți prizonieri pe care i-au eliberat, în ghilimele, din lagărele germane. Ba chiar au negat faptul că ar fi deținut prizonieri de război aliați. Truman și Roosevelt înaintea lui au știut altceva, dar nu au dorit să înceapă un conflict cu Stalin. Astfel, se crede că mulți soldați aliați au murit în captivitatea sovietică. Generalul Patton devenea din ce în ce mai sigur că singura cale de a vorbi deschis despre toate problemele era să iasă definitiv din armată. Deținând multe secrete de top, Patton s-a transformat singur într-o țintă. Astfel, ajungem la ziua de 9 decembrie 1945. În această zi, Patton a fost invitat de generalul Gay la o vânătoare de fazani, lângă localitatea Mannheim, în Germania. Grupul de vânătoare era alcătuit din două mașini. Cadillacul lui Patton, din 1938, condusă de Horace Withering, un veteran de 19 ani, și un jeep american condus de sergentul Joseph Scruz, cărând armele, mâncarea și un câine de vânătoare.
Patton se afla pe bancheta din spate a mașinii, în dreapta lui Gay. Dar pe parcursul călătoriei, după o scurtă pauză pentru a vizita ruinele romane de la Salzburg, Patton a continuat trecând în dreapta șoferului pentru a-și încălzi mai bine picioarele. La un punct de control al poliției militare, mașinile opresc. Patton, văzând cum câinele tremura în jeepul din față, îi va ceda locul său din Cadillac, trecând în spate, în dreapta lui Gay. Această decizie avea să schimbe totul. Deja trecuseră 3 ore, iar Woodring este nevoit să oprească la o cale ferată. La 11:45, bara se ridică, iar Cadillac-ul accelerează ușor. La aproximativ 500 de metri în față, puteau vizărite 2 camioane de 2,5 tone fiecare din armata americană. Woodring conducea cu aproximativ 20 de mile pe oră, dar nimeni nu a avut timp de reacție când unul din camioane, conduse de Robert Thompson, virează brusc către stânga, intrând direct în Cadillac-ul generalului. Motivele pentru acest viraj brusc au rămas neclare. Cel mai apropiat drum spre care se putea vira stânga era la o depărtare de aproximativ 10 metri de locul accidentului. Woodring și Gay vor declara ulterior că nu a existat un motiv întemeiat pentru virajul brusc al camionului. În plus, acesta nu a semnalizat și nici nu a dat de înțeles că va schimba direcția de deplasare. În urma accidentului, generalul Patton va rămâne paralizat de la gât în jos. Ceilalți pasageri din mașină suferiseră cel mult câteva zgârieturi. Sergentul Robert Thompson condusese sub influența alcoolului și există unele teorii conform cărora mașina fusese furată din cadrul armatei, dar acest fapt va rămâne doar la nivel de teorie. În ciuda faptului că era sub influența alcoolului, acesta, în mod straniu, nu va fi sancționat. Un alt fapt straniu este și coliziunea cu Cadillac-ul, camionul intrând direct în partea dreaptă automobilului, exact unde se afla Patton. Veridicitatea variantei lui Thompson nu a fost niciodată contestată în mod public. Povestea lui nu a fost verificată de poliția militară, nu a fost arestat și nici reținut. Dispare din arhivele istorice și reapare abia pe 5 iunie 1994, ziua în care moare. Pe 21 decembrie 1945, viața lui Patton ia sfârșit pe patul de spital. Nici o autopsie legală nu va fi făcută. Iar în ciuda faimei și al rangului său, poliția care s-a ocupat de caz l-a clasificat drept un simplu accident. Patton cu siguranță a fost prea vocal într-o perioadă când sovieticii erau aliați americanilor, iar acest lucru a deranjat ambele tabere. A fost un complot al sovieticilor sau al americanilor? A fost Patton prima victimă a războiului rece? Multe documente, în mod ciudat, lipsesc din arhive sau nu sunt făcute public. Într-o analiză finală, se pare că Patton a fost mai degrabă victima unor evenimente nefericite decât victima vreunui complot. A fost doar ghinionist. Când oamenii faimoși, precum generalul Patton, sfârșesc astfel, avem tendința să credem că e ceva mai mult decât ceea ce pare. Deși semnele de întrebare rămân, cu toate acestea, până la apariția unor noi probe, moartea celui mai vocal general rămâne doar un accident.